legată de data nașterii marelui compozitor al cărui nume îl poartă, ziua comunei George Enescu a fost și în acest an una memorabilă. Centrul localității a devenit neîncăpător pentru miile de oameni care au participat la evenimentul prin care primarul Bogdan Toni Murariu, primăria și Consiliul Local au marcat această zi de mare sărbătoare. Am ales ca ziua comunei George Enescu să fie sărbătorită în luna august, datorită faptului că la data de 19 august 1881 s-a născut marele nostru George Enescu. Comuna George Enescu este o comună cu oameni gospodari, iar gospodarului le place să muncească, dar și să sărbătorească. Anul acesta am avut o zi a comunei plină de evenimente frumoase, pentru care am sărbătorit un număr de 6 cupluri de aur, 6 cupluri care au împlinit anul acesta sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Au fost momente frumoase, programul a început la ora 13 și se va termina noaptea târziu. O zi în care comunitatea și-a îndreptat atenția către cele mai longevive familii din comună, ajunse la nunta de aur, oferindu-le însemne de prețuire în cadrul festiv, în fața tuturor, acolo unde au dezvăluit cu emoție cum se construiește o căsnicie atât de trainică și de durabilă. A fost o duminică cu spectacol, susținut de artiști consacrați și de tinere speranțe. Au urcat pe scenă în aer liber Alexandru Brădățan, Alexandra Tomoioagă, Valentina Tipa-Lulciuc, Corina Dumbravă și Andreea Hăisan, Gheorghina Gușulei, dar și tinere talente din zonă. Un adevărat recital folcloric autentic a oferit publicului vestitele ansambluri din județul Botoșani, Cordăneanca, Datina, Moștenitorii, Stăjărerul din Dumeni, Vlăstarele lui Enescu, grupul vocal Trandafirașii și formația Unic din Botoșani. La ziua comunei George Enescu s-au strâns la oaltă nu doar locuitorii din satele Arborea, Dumeni, George Enescu, Popeni și Stânca, dar și invitațiilor, oaspeți din localitățile învecinate, dar și reprezentanți ai administrației publice, locale sau județene. Între aceștia, parlamentari social-democrați, conducerea Consiliului Județean Botoșani, președintele Doina Federovici, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, colegi primari, directori de instituții și fii ai satului. Suntem astăzi aici împreună cu dumneavoastră la sărbătoarea comunei, la sărbătoarea dumneavoastră în definitiv. Pentru că ați muncit un an de zile și meritați o zi de sărbătoare, o zi în care să vă simțiți bine, să fie cântec, să fie joc, să fie bucurie aici la George Enescu, prin grija domnului primar. Să știți că aveți unul din cei mai destoinici primari ai județului Botoșani, un primar cu care noi ne mândrim. Sunteți extraordinari. Vreau să vă spun că această frumoasă echipă parte din echipa social-democrată și colegi este în fața dumneavoastră pentru a vă arăta respectul pentru dumneavoastră care îl purtăm și eu personal încă o dată vă mulțumesc că ați ales bine. Împreună am făcut, facem și vom face lucruri frumoase pentru comuna George Enescu. Sunt convins de faptul că această sărbătoare este mult așteptată de către dumneavoastră, pentru că este un prilej de a vă întâlni vecini, rude, prieteni și de a petrece câteva momente împreună. Fiecare dintre noi, pe lângă muncă, pe lângă activitatea de zi cu zi, avem nevoie și de astfel de momente de petrecere, astfel de momente în care să ne simțim bine. Thank you.